1 august 2024 și-am intrat în noul anapicol, să zicem așa. De acum încolo, albinele vor începe, să zicem așa, creșterea de puiet pentru iernat. Bun, dar să vedem de ce dau turtă proteică albinelor, chiar dacă au polen. Am văzut că mulți apicultori dau sau nu dau turtă proteică albinelor din cauza că au păstură în stup. Am să vă explic acum care-i treaba. Deci, dacă dai acum turtă proteică, păstura care o acumulează, iată, au acolo turtă proteică, roadă la ea, cu toate că au 2-3 rame cu păstură, am făcut acest lucru și anul trecut și în primăvară am avut o dezvoltare foarte, foarte bună, astfel încât am reușit să valorific 10 colonii de albine care au plecat în sudul țării. Deci am reușit cu această strategie care pare un pic așa pe termen lung. Nu consumă foarte multă turtă proteică în această perioadă. Dacă le dai 200 de grame la unul, bine, acum depinde și de, să spun așa, de cantitatea de proteină din turta respectivă. Am calculat că este undeva pe la 19%, 18-19% proteină, dar are multe, multe ingrediente, are scorțișoară, are, ce mai are pe acolo, cuișoare, scorțișoară, am pus un pic de polen, deci ăsta, protofil, vitamine, minerale, ulei alimentar, deci are de toate. Cei care doriți să o vedeți, găsiți rețeta pe canal. Deci de aceea dau turta proteică ca să rămână păstura. Ele vor ține păstura dacă tu le dai proteină. Acum depinde și de gestiunea fiecărui apicultor. Dezvoltarea pe păstură primăvara este importantă, fiindcă primăvara albinele cam refuză hrana artificială, adică nu prea consumă așa tare proteina. Albina mai în vârstă este un pic mai, cum să-i zic eu, nu, o cam dor dinții să mănânce turtele proteice primăvara. Asta nu înseamnă că nu dăm. Dăm, dar o să mănânce albina tânără turta respectivă. Albina bătrână nu o să consume, ea va folosi păstura. Bun, cam atâta, iată de ce folosesc eu turte proteice chiar și în prezența păsturii. Până data viitoare, numai bine!